Specla este folosită din cele mai vechi timpuri pentru tratarea febrei, a constipației și a altor probleme digestive, fiind în același timp și un stimulant al libidoului. O legendă din antica Roma spune că dacă un bărbat și o femeie vor mânca din aceeași sfeclă, se vor îndrăgosti pe loc. Sfecla conține o mulțime de vitamine, minerale, fibre, precum și elemente nutritive unice, care o recomandă drept un aliment indispensabil. Iată câteva efecte minune atribuite consumului de sfeclă. Potasiu și nitrații din sfeclă au un rol relaxant asupra vaselor de sânge. Un studiu efectuat în 2015 susține că persoane care au consumat zilnic 250 ml suc de sfeclă au reușit să reducă valoarea tensiunii arteriale sistolice cu 8 puncte. Betainele descoperite încă din secolul XIX ca fiind conținute în sfeclă s-au dovedit ulterior un stimulant al funcțiilor hepatice, prevenind acumularea de grăsimi și apariția steatozei hepatice non-alcoolice. Nici creierul nu rămâne insensibil la betaine, reducând concentrațiile de homocisteină. Acestea fiind asociate riscului crescut de accident vascular cerebral, Alzheimer, demență, disfuncții de tub neuronal, precum și cu alte boli metabolice. Pe lângă betaină, care este utilizată în tratarea depresiilor, sfecla conține și triptofan, substanță cu efect relaxant al minții. Betacianina, un alt antioxidant puternic găsit în sfeclă, care de altfel dă și culoarea roșie, s-a dovedit a fi un protector al pielii și al plămânilor. Sucul de sfeclă neutralizează efectul nitraților folosiți drept conservant, inhibând mutațiile celulare și încetinind creșterea tumorilor. Fibrele digestive previn și tratează constipația, reduc nivelul colesterolului, iar vitamina A și beta-carotenul ajută la prevenirea cataractei. Revenind la potasiu, acesta este totodată bun și pentru sănătatea inimii. Dincolo de efectele terapeutice, sfecla roșie este un aliment delicios și nu în ultimul rând ieftin. Poate fi consumată sub formă de sucuri, piureuri, salate sau adăugată pur și simplu în multe feluri de mâncare. O singură mențiune mai am de făcut, importantă pentru cei cu afecțiuni renale sau ale vezicii biliare. Oxalații prezenți în sfeclă pot agrava aceste probleme de sănătate.